s-a dus în Betleemul din Iudeea să se înscrie cu Iosif, logodnicul ei. Dar în casa de poposire nu era loc pentru ei, așa că s-au adăpostit în staul. Pase-mă o numătă, nu-i? Hristos învie tătăi! Adevărat învie. Pasimon, au ce-i făcut măia ta afară? Ia mânierăți a treia oară, deamă. Și cu dânsa, faci, și cu dânsa. E, decât s-o duci la Italia, și s-o stricat de tăt. Și familie fericită eram noi. Înainte de a duci la Italia, și familia Eriț se întinde că nu e de acasă. Da, chiar. Și-ați pățit. Ia ca spune. Spune și tu, Pasimona. Alaltă ieri mă enerva de tot. Că eu nu fac cu tare, că îți bețăr, că cu tare, că nu știu și. E, tu ești Dumnezeu, e măte, și smăcățești prin la cap și am vrut să o liniștesc. Pumnul! Nu cu pumnul, am vrut să-i dau așa, să-i dau un dărăt, un dos de palmă. E, fa Simona, fa, atâta mi-a trebuit. Când au pus mâna pe deschicătură, și când m-a trăsnit odată... Ai văzut stele verzi. Și stele verzi, va, mai n-a făcut pe mine în pantaloni. Fa, Simona, fa, o tras în mine, ca într-un dușman, fa. Și vine rău. Strașnic, spurcășune, spurcășunilor. E când s-a dus la Italia, era femeie ca toate femeile. Păi, nimai mai sfădem, mă înnerva, îi trăgem un pumn și gata, în familie era pașii și liniște, tot merge cum trebuie. Hamușii, nu mai vrei tu un pumn în cap? E, și femeie spăcată. Tu știu, Fasimona, tu știu, e s-o schimbat de tot de când s-o la Italia și e. E înainte era, da, și un pumn și doi și trei. Dar mu, gata, tu știu, nici o palmă nu rabă. Doamne ferește. Da, tu știu, Fasimona. În familie doar știi cum e. Păi, îi lămurești femeii în cuvinte. Nu înțeles. Îi trăsnești un pom. Și gata, în familie tot-i pașii și liniște. Iar încet am mâncat la borș. Iar mai trăsnești un pom. Dar e o nebunie cu tot, fa. Da. Tu știi și putere are. Cât un cal, fa. Mai din că vine, știți, fa, va, unde mă duc? Supata ascultă-te! Fa, Simona, va, vine, fa! Supata, te ascultă! Supata, fa, Simona, fa! Supata, vine-te! O moară! Hai! Simona, tatu nu-o intra pe aici? Nu, mamăi! Nu a intrat! Mă hodem ies cu lecuță. Oare unde și el oare, ha? Fă, Simona, noi mă tem că avem șoareci sub pat. Hopa! Șoarecui, Fiodor, Fiodor. Săriți! Săriți, oameni buni! Săriți! Mă omoare! Săriți! Oh, nu tragi bine! Nu tragi bine, înțeles? Nu tragi! Mă omoare! Săriți, oameni buni! Fiedea, te-am mai ajuns, te ascult sub pașul. Dar ce-ți fac dacă vrei să mă ușiți? Ia așa ai zăpășit, unea n-am lucrat de aici. A, ieși, ieși. Auzi, va? Și? Dar n-ai să mă ușiți? Fiedea, azi e Paștele, bărbață nu se bat. Ei, și, hai să șocnim un ou, că-i Paștele. Da, chiar, ia. Hai să șocnim ușor. Ești tu un om, ei. Băi, Fede, ea ca în sfânta zi de Paște, eu cu tine trebuie să facem o înțelegere.
tu, Fedea, trebuie să înțelegi. Pentru ca în familie să și băghine, femeia trebuie să și... Și? Soția trebuie din când în când să-i tragă câte un pumn bărbatului. I-o tras una și s-o în familie pașii și liniște. Dar dacă bărbatul nu înțelege dintr-un pumn, atunci și... Îi mai trage unul? Vezi că-i înțeles? Siu, înțeles. Mărădeți! Ia, hai, amuz, șocnim. Și sănătos, Hristos a înviat, Fedea. Hai, adevărat. Șocnește-mi. Șocnești tu. Ți-am spart unul. Auzi, hai să mănci. Ia, eu, hai. Ei! Eu cel mai tare ouă! Dar ce vei, Fedișor? Mă îngheși eu, nu ușor.